Parfumurile pe care le folosim zi de zi și care ne aduc prospețime și o stare de bine pot fi însă și periculoase. Multe conțin chimicale nocive de la arome și până la conservanți. Zilele acestea, sute de parfumuri au fost retrase de la vânzare de către protecția consumatorului după ce s-a descoperit că aveau în compoziție o substanță care provoacă infertilitatea. Deși ingredientul este interzis în Uniunea Europeană, unii producători continuă să-l utilizeze. Parfumurile Delux se vindeau în cele mai exclusiviste magazine din București. Prețul unei sticluțe de 100 de mililitri începea de la 800 de lei, un preț mult prea mare pe care clienții îl plăteau fără să știe că aceste parfumuri aveau în compoziție substanțe foarte periculoase. Acesta este tester și conține butilfenil metilpropional. Același produs, aceeași cantitate. Deci testerul conține ingredientul interzis, produsul care se comercializează pare că nu conține. Substanța numită butilfenil metilpropional sau ilial este un compus chimic folosit des ca parfum în produsele cosmetice. Efectele nu sunt numai la nivelul pielii. Dacă, de pildă, un produs este expirat sau are ingrediente de proastă calitate sau alergizante, pe un tegumen normal poate produce iritații sau eczeme, iar pe un tegumen cu probleme deja, de exemplu la atopiș, poate produce episoade acute înfiorătoare și care necesită de multe ori spitalizare. Studiile au arătat că ingredientul este foarte periculos. Pe lângă iritațiile grave la nivelul pielii, are impact și asupra infertilității. Substanța toxică este interzisă în Uniunea Europeană. În afara acestor reacții pe piele, și care sunt foarte cunoscute, imediat apar usturii, înroșiri, ochii se pot umfla sau gâtul unde-l aplică, nivelul cervical, se poate înroși și cu simptomatologie de acompaniament. Deci în afara acestor reacții cutanate dermatologice pot fi absorbții sistemice. Dacă produsele sunt toxice, pot fi inclusiv cancerigene sau pot determina produse hormonale, creșteri de estrogeni și așa mai departe, adică să strice din bariera cutanată și să se absorbe inclusiv sistemic, determinând intoxicație. Protecția consumatorului a descoperit sute de produse cosmetice care aveau în compoziție ingrediente toxice. Inspectorii au amendat producătorii cu peste 30.000 de lei, iar două magazine care vindeau aceste parfumuri au fost închise. Specialiștii ne recomandă să fim foarte atenți ce cosmetice cumpărăm și de unde. Când ajungi în dreptul unor rafturi cu cosmetice, pare că ești deja în altă țară. Poate, dacă utilizează, doamnele învață și limba străină în care se scrie eticheta, pentru că româna este facultativă, din păcate. Cât despre substanța interzisă, cred că ne-am obișnuit cu ideea că, pentru unii, profitul face să pălească legea. Miroase totul la mucegai. Calitatea noastră de consumator trebuie să fim mai atenți și mai responsabili, să ne informăm puțin, iar pe cealaltă parte, autoritățile să intensifice controlele, mai ales în ultima perioadă, și să le facă publice. Fie că folosim parfumuri, rujuri, farduri, creme sau loțiuni, cosmeticele sunt produsele cu cele mai multe ingrediente toxice. În topul chimicalelor sunt parabenii, care provoacă schimbări hormonale și chiar cancer de sân. Uniunea Europeană a interzis parabenii încă din 2012. Ca să fim siguri că un produs cosmetic este de o calitate bună, lista ingredientelor trebuie să fie cât mai mică și obligatoriu în limba română. Atenție și la țara de proveniență, dar și la data de expirare.